Frații gemeni au o legătură spirituală și emoțională extrem de puternică, mai cu seamă dacă îi leagă și aceeași pasiune. Invitații noștri de astăzi sunt Ion și Emil Cardaniuc, gemeni, studenți la Academie de Teatru, Muzică, Teatru și Arte Plastice, care alcătuiesc un duet instrumental vioară-acordeon. Eu le zic, bine ați venit acasă! Bună ziua și mulțumim în primul rând de invitație. Foarte frumoasă această suită de melodii. Trebuie să recunosc că Hit the Road Jack n-am mai auzit-o într-o astfel de interpretare vioară și acordeon. Ați adaptat-o voi? Da, am făcut-o năsăduit pentru acordeon și vioară, în stilul cum o simțim noi. Ray Charles e vestit pentru modul ăsta de a interpreta, iar voi ați reușit foarte ușor și organic cumva să adaptați o muzică la niște instrumente. Și hai să vorbim despre ele. Muzica, de când face parte din viața voastră? Noi am început muzica de la vârsta de 6 ani. Uh-huh. Practic, e la noi persistat din copilărie, cu toate că părinții nu au legătură și tangență cu ea, dar am observat că profesia de jurist și muzician au ceva în comun. Noi am început muzica la vârsta de 6 ani, am depus actele la școala de arte Valeriu Poliakov, la profesorul domn Mihai Rus, fratele doamna Mariana Tofan. Stați un pic, deci voi ați fost despărțiți, n-ați fost în aceeași clasă, sau da? Nu, practic eu clasă de acordeon și fratele clasă de vioară. Dar cine v-a ales instrumentul? Voi singuri sau totuși au fost părinții cei care v-au... Aici a fost mai complicat, noi n-am avut dreptul la alegere. Bunicul la noi e iubitor de muzică, mai ales de muzică populară. De folclor, da. Da, de folclor. Și n-a fost părerea noastră spus așa, lui place tare mult acordeonul. Și Emil, din cauza că e mai mare, cu 5 minute, tot să fie la acordeon, Ion, că e un pic mai serios, un pic mai calculat, îl pedepsim și o dăm la vioară. Și dintr-o glumă s-a început tot. Bun, și voi n-ați putut să faceți nimic, să aveți dreptul la vot, să zicem, băi, dar eu nu vreau, de exemplu, să... Sau nu se încalcă cuvântul bunicului? Da, la noi în cas, cuvântul bunicului e lege, și adică n-am avut... Dar Ion, tu regreți că ți-a dat vioara? Un instrument mai feminin, așa, mai cochet? Cred că cei mai greu fost primii 5 ani. Deja după apare plăcerea, satisfacția, adică vedem rezultatul. Noi tot timpul era concomitent sportul cu muzica. Și adică noi eram dornici de sport, adică iubitori de sport, dar știam că baza este instrumentul. Orice sport n-am face, indiferent, continuăm cu muzica. Da, noi am început sportul înainte muzicii. Așa, la vârsta de 5 ani, de sport? La vârsta de 5 ani deja practicam hocheiul și notul. Vreau să zic basket, că la cât de... Am încercat și basket, de toate am încercat. Noi am făcut și lupte, și dansuri, șah, volei, basket, dar de bază era hocheiul cu notul. Și cea mai grea alegere a fost când, la vârsta de 9 ani, o să și acum, am stat la masa de familie și trebuia să punem în capăt, alegem o linie. Așa. Ori muzica sau sportul, adică și simt că a fost cea mai grea decizie. Cumva a fost o decizie luată în doi? Da. Sau cumva fiecare și-a expus punctul de vedere și a câștigat majoritatea? Nu, a fost alegerea noastră și cred că una reușită. Emil a zis că e mai mare, cu 5 minute. Asta da, contează foarte mult și a contat întotdeauna în relația pe care o aveți voi ca frați? Spre spunem că glumă, da, așa mai bine. Tu asculți de ce zice Emil, da? Nevoie. Sau uneori mai există. Ocazional, da. Ocazional. Deci ascult, dar faci exact așa cum vrei, da, tu, cum până vrei, la urmă. Corect. Sportul. Bun, ați renunțat până la urmă la sport? Am renunțat la hockey și not, dar acum practicăm sala de forță și kickboxing. Bine, și Constituția este una atletică la voi și trebuie să profitați de acest lucru. Da, mulți cunoscuți ne spun, de ce muzica, dar nu basketul? Adică apare mereu... Exact. Și eu mă regăsesc și sunt în asentimentul celor care v-au spus acest lucru. Bunicul acum e satisfăcut? Părinții satisfăcuți de alegerea nepoților și feciorilor? Sigur, da. Am uitat să menționez că noi suntem într-o zi cu bunicul născut. Ei, gata, aici a fost clar, compromisul, adică voi dacă cântați, cum spun eu, ce e legat de ajutorul financiar, procurarea instrumentelor pe spatele bunicului. Adică da, a fost bunicul, un compromis. Așa, bun, deci așa și-ați făcut, da? Cum ai zis bunicul? Dar bunicul cu ce se ocupă? Jurist. Domnul bunic, cum îi zice bunicul? Hai că să-i transmitem salutări și să zicem că uitați-vă ce nepoți frumoși ai educat și bine că și-a pus acolo amprenta. Cum îi zice? Anton Cardaniuc. Domnul Anton Cardaniuc, noi cei din emisiunea Acasă vă spunem un mare mulțumesc că i-ați ghidat pe acești tineri flăcăi și vedeți că roadele se culeg acum și sănătatea dumneavoastră și părinților. Mai departe, ce faceți voi cu muzica? Pentru că îți dai seama că trebuie să se evolueze undeva, ceva. În prezent suntem studenți la Academie de Muzică. Eu sunt în clasa profesoarei doamna Zinaida Brânzilă, Emil la domnul Petru Știuca.
Așa. Și mai departe, voi ați ales clasa, da? Sau tot bunelul? Nu, deja noi. Cred că după clasa 5, după ce s-au terminat toate lacrimile, deja a început să alegem singură. După Polecov, noi am depus actele la Centrul de Excelență Ștefan Neagă. Trei ani am absolvit și deja sunt stătători la Academie. Și mai departe ce faceți? Știi, totuși există chestia asta. Ce fac mai departe? Ok, am un instrument. Îl învăț. Dar cum îmi câștig existența? Că nu o să stau pe spatele bunicului toată viața sau părinților. Nu, noi 18 ani am pus stop cu ajutorul bunelui. Adică a fost și deja sinistrători. Și cum e acum? Cum vă câștigați existența? Din asta sau mai sigur, profesați? Sigur, da. Cântăm împreună la evenimente. Cu Emil suntem și în componență de felicitări la domiciliu. Adică și în format de traf, band. Doamne, fetelor, năvăliți, dragilor, ia uitați-vă ce duet frumos avem aici acasă. Voi îl găsiți pe online și puteți să-i aveți în calitate de instrumentiști, da? Cu varianta asta care se face, da? Cântăm, te rog frumos, nu știu ce, și voi... Exact, dedicațiile, da. Dedicațiile, exact. Da? Sigur. Ne puteți urmări pagina de Instagram, Facebook sau TikTok. Sunteți activi acolo? Sigur. Ce nu puteți să cântați? Ia, hai să vă provoc eu. Rock la vioară. E ceva nou, și nu cred că e imposibil, e ceva nou pentru mine. Dar cred că dacă va fi necesar și publicul va cere, organizăm ușor. Așa, rock la vioară. Ziceți-mi ceva la acordeon. Nu știu, la acordeon ce ar putea dificil să fie? Ceva care nu se cântă. Voi instrumental sau și cu vocea? Nu, doar instrumental. Da, cu vocea nu ați încercat? Voce problematică, am... De ce? Tu ești bariton, observ după... Și bine, ambii sunteți bariton. Poate n-am încercat și poate asta e o problemă, dar... Nu știu, parcă instrumentele mele... Și am ales instrumente, deci cred că continuăm pe linia asta. Bun, instrumentele. Stai că ai vorbit la plural. Rămâi doar pe vioară sau... Am studiat piano auxiliar. Așa. Și... Auxiliar a fost autodidact sau tot în cadrul liceului? În cadrul, da, colegiului. Colegiului. Și academiei deja. Și am făcut niște lecții de chitară un an. Tu? Da, facem împreună, da. Noi 90% din timpul nostru suntem împreună, adică ocupația care are unul are și celălalt. Suntem nedispărțit. Cred că maxim cât timp nu ne-am văzut era 4 zile. Ați încercat la pian în 4 mâini? Cu duetul Mahovici, Iure Mahovici al tău Lapicus? Da, am avut un duet, mă cred că foarte simplu. Simplu. Foarte de mult. Așa, e clar acum. Bun, că ai zis că 90% din timp îl petreceți împreună. Ce activități? Ce hobby-uri aveți în afară de ceea ce ne-ați zis? Sigur, suntem pasionați, cum s-am spus, de sport și de călătorii. Iubim mulți călătorii. Călătoriți și... în doi sau în patru? În doi. În patru, știi de ce? M-am referit acum dacă aveți iubite. E o întrebare de bază. La moment în doi. Cu instrumentele, cred că în patru, dacă vă referiți. Așa, în patru cu instrumentele. Unde suntem, ne străduim să luăm instrumentele cu noi, să filmăm niște videoclipuri frumoase, să cântăm, să exersăm, apare ideile. Cu atât mai mult când suntem la odihnă, suntem plini de pozitiv, inspirație. Da, motivație și... Da. Voi semănați, și au remarcat și cei de acasă, semănați și la capitolul gusturi. Gusturi, mă refer, începând cu alimentare și terminând cu gusturile de fete. Vorbind de alimentație, suntem nevoiți, suntem la regim de sport și între noi persistă o concurență sănătoasă. Ah, frumos! Sigur. În cadrul ăsta, că Emil este mai mare, l-am ca exemplu și ca concurență să nu rămânem în urmă. În sală, alimentație, adică noi mesele sunt calculate, da, adăugarea în masă și dacă n-am reușit să iau toate mesele, dar Emil a reușit, pentru mine să-i motivați, trebuie, adică să mă impun să mănânc sau să mă impun să mă antrenez ziua ce... La sală. Așa, și la fete? Cine vă zice? La domnișoare, la iubite? Sunt diferite gusturi. Diferite, observat, pentru că da. Am mai avut și noi aici pe canapea gemene, fetițe, care au zis că, într-adevăr, gusturile sunt absolut opuse. Cum e la voi? Vă place? Sau aveți aceleași gusturi? Mă rog, blond, hai să zicem acum un șablon. Blondă, 1,90 m, 90-60-90. Sau totuși diferă? Cred că la capitolul dat... Sau nu v-ați pus întrebarea, că vă uitați de idee. Niciodată n-am stat să ne gândim la asta, cred. Dar din câte am observat, suntem diferiți la gusturi. Așa. Da. Ce sacrificii ați făcut unul pentru altul? Cred că timpul. Să exersăm împreună, că trece timpul, ne motivăm, idei... Crește... Mă uit la voi și vă licăresc cu ochii. V-au încurcat la școală profesorii.
Profitați de această asemănare. Da, avem cu toată rușinea, dar am profitat și cred că să profităm. Zice. Și profităm, deci vorbim și la capitolul prezent. Da, și la viitor tot. Dacă vom avea posibilitatea, tot în nivel de glumă, cred că. Hai, spunem cum, vă dezvăluie deja. Suntem recent și ne gândeam la o amintire din liceu. Era undeva clasa 9 și trebuia, noi dacă practicăm sportul, n-avem probleme la capitolul acesta, dar recunoaștem că atunci am avut probleme la tracțiune la bară și la rezistență, alergatul la rezistență. Ceva mai bun, ceva mai... Nu, ambii eram la rezistență un pic mai slab. Și stăteam cu fratele într-o seară și ne-am gândit să batem un record a școlii. Și era chiar la educația fizică din liceu și trebuia de alergat un număr de cercuri împrejurul școlii. Așa era atunci. Și ne-am îmbrăcat ambii la fel, numai că era o scuză, eu eram prezent data aceasta, dar fratele e bolnav, va fi peste o săptămână. Asta era ca scuză pentru profesor. Trebuie să alergăm, recordul era, pare mi se, de 5 cercuri în 8 minute. Noi cu fratele ne reușim să facem 5 cercuri în 4 minute. Asta era un record. Dar cum am făcut? Eu dădeam startul de la început și simplu, la jumătate de drum îi arătam fratele din mână să fugă mai departe. Hai, era, așa! Hai, și... Da, n-am mers de multe ori, a doua oară ne-a prins. Dar ați reușit să acumulați notă bună? Eu un 10 am luat, fratele nu. Fratele că e mai mare tot timpul lui primul. Da, apropo, că e mai mare. De fiecare dată a fost așa, că ești mai mare, îți dau voie. Că ești mai mare, îți dau voie. Nu cred, dar din partea părinților vine inițiativa asta. Mai ales Emil e mai mare, trebuie... Spuneți-ne, când erați mic, dacă era, făcea un opoznă, erați pedepsiți ambii? Sigur. Sau nu? Da. Ambii. Dacă plângea unul, plângeau la bine, ambii. La rău. Dar ce pozne ați făcut când erați mici? N-ați dat foc la casă? Nu cred că n-a reușit. N-ați ajuns până la limita aia. Dar ce ați făcut? Ce poznă ați făcut în doi, așa, calculat, strategic? Hai să ne gândim să facem asta. Multe, dar ne gândim care să le spunem. Cred că cu Emil mult ce am stricat în casă. Mi-a spus ce n-am stricat asta. Da, mai ușor cât spun ce n-am stricat în casă. Și adică dacă unul face prostie, ambii... Ambii primeați pedeapsă. Noi cea mai mare pedeapsă fără calculator și televizor. Asta era noi. Și cât era micuț, muzica era pedeapsă. Am făcut ceva, o năzbăte, cred că până în clasa 4-5, când am spus că și plângeam. Faci un năzbăte, ceva încălcăm, cântăm. O oră de exersare plus la... Așa. Adică tata, mulțumesc lui, cred că e datorită lui. El era foarte insistent în baza asta. Dar cine din părinți era mai... bine, a fost în copilărie mai exigent cu voi? Ca și orice familie, cred că tata. Mama mereu ținea cu noi și... Da, mama ne ținea palma, dar oricum insistați, continuăm. Nu ne împiedica, tot timpul era... Ați vrut vreodată să renunțați? Măcar unul din voi, să zic, gata, m-am săturat, lăsați-mă în pace. Pentru că voi sunteți o generație... Câți ani aveți? Scuzați-mă că vă întreb, dar... 21 de ani. Sunteți de seamă cu fratele meu. Adică îmi dau seama că... Dar acum mai fierbe sângele în voi. Acum vreți să faceți foarte multe. Exact. Și? Cât eram mici, da, sigur, vroiam să lăsăm, nu era greu. Cu atât mai mult când ne uitam cum copiii se joacă, fereastră, joacă fotbal, diferite activități, noi trebuie să cântăm. Noi aveam două zile, era luni și joi. Joia o numeam de muzică, adică și joia o numeam Joia Neagră. Eram de dimineață până seara, cred că la orele 7 eram în școală. Pentru noi asta era un chin. Dar, cum și spuneam, mai târziu deja e o plăcere, o satisfacție și chiar suntem mulțumiți că n-am lăsat când era cel mai greu și acum simt că primim satisfacție din tot ce facem. Și acum când vă uitați în spate, vă amuzați pe acest subiect. Da, sigur. Mulțumim părinților pentru susținere, adică și... Cred că baza e foarte importantă, și anume insistența părinților în dezvoltarea noastră, adică oricărui instrumentist sportiv, dacă părinții sunt insistenți și ne ajută, ies rezultate frumoase. Instrumentiv sportiv, uite, deci și este și asta un sport. Sigur. Și am încercat să-i combinăm încă. Țin minte, la vârsta de 6-7 ani, am ieșit cu instrumentele și îmbrăcați în uniforma de hockey pe gheață. Și am cântat sub fonogramă, dar a fost o încercare. Vai, ce frumos! Extraordinar! Uite cât de frumos poți să îmbini totuși muzica cu sportul și... A fost ideea voastră, da? Nu, a părinților. A părinților? Mama și ingenioși, tata. Ingenioși părinți. Da. Periculos, dar interesant. Am încercat ceva nou. Adică, în timp ce eram echipați cu haine de hockey, noi am dat gol, era un fel de scenariu mic. Dăm gol și meci, în timpul meciului luăm instrumentele și începem a cânta ceva împreună. Un fel de combinații de sport și muzică. Și cred că pe baza asta deja asta a fost ca un fel de început pentru noi. Suntem adică iubitori de sport și muzică și tot timpul suntem în concomitent. Dar cum? Mai sunteți confundați? Da. Sunteți confundați. Și cum reacționați? Recent și tatăl ne-a încurcat.
Poate din oboseală, eu tare sper din oboseală și... Așa, din față, așa se uita din față sau cumva din spate? Nu, din spate, cunosc, da. Era poate din grabă ceva sau... Bine, aveți și aceleași coafuri, încercați, aveți și același tipaj. Asta, cine a mers cu tipajul ăsta? Nici nu știu cum să-i dau denumire, așa, cu un păr, cum acum e în vogă, un look din ăsta. Cine a mers cu bărbița, cu părul așa mai... Ambii când... Nu, în sens că unul putea zic că eu nu vreau un schel. Nu avem de ales, nu. Dacă unul vine, trebuie ambix ca frații. Deci sunteți așa, un da, ambalaj întreg, frumos. Întreg. Cred că aici ne asemănăm la gusturi. Adică ambii iubim barba, ambii iubim cofura asta, de exemplu, mai ridicată, mai voluminoasă. Știi că aici ne asemănăm la gusturi, în cazul dat. Și mereu vă îmbrăcați la fel? Ne străduim, dar avem probleme cu mărimile. Încălțămintea, hainele... De ce? Asta e un pic, parcă sunteți la fel. La încălțăminte avem mărimea 48-49 și... Gata. Da. Am înțeles. Aici e problema cea mai mare. Da. Dar este și un plus foarte mare, foarte ușor facem cumpărăturile. Întrebăm în magazin, întrebăm dacă este 48, este loc de nevoie. Da, de obicei noi. Și adică suntem nevoiți să cumpărăm și este. Sau la comandă. Deja. Deci voi aveți mărimea la picior 48? 49, da, undeva. Da. Și ce înălțime aveți? Ca să înțeleagă și cei de acasă cam cu ce parametri vorbim aici, că nu vorbim că băieții stau așezați și poate nu este atât de vizibil înălțimea voastră. Nu e așa de mult, fratele are un 2,02 m, eu 2,01 m. Cred că din cauza acordeonului un pic mă trage în jos. Te trage în jos. Da, dragilor, la înălțimea asta de 2 metri, eu vă urez, nu știu, să ajungeți la înălțimi și pe culmi înalte, pentru că a fost foarte, foarte ușoară și foarte haioasă și interesantă discuția cu voi. A fost o plăcere pentru mine să vă cunosc în primul rând. Mă bucur pentru faptul că părinții au reușit să educe niște băieți atât de joviale, atât de deștepți, aș spune eu, în același timp. Și mă bucur, știți ce? Faptul că generația asta nouă... totuși mai are și valori de genul ăsta, cum sunteți voi, și asta e o bucurie pentru mine. Așa mă uit eu ca o bătrânică din spate. Mulțumesc mult pentru discuție și că ați venit la noi. Mulțumim de invitație. Mulțumim.